În România l-am cunoscut pe fratele Simionuc. Câți dintre dumneavoastră ați auzit de el? El spunea că Domnul răsplătește toți pașii care îi facem pentru lucrarea lui și pe aia care venim la biserică, cu o singură condiție, să nu-i numărăm, zicea el, să nu-i numărăm. Mă bucur că într-un număr așa de frumos ați venit în această seară și mă bucur să pot continua un subiect pe care noi l-am început la Phoenix, pe care l-am intitulat Spre Canaan. Am făcut o paralelă, dacă se poate face, dacă se poate spune, între călătoria noastră spre cer și călătoria poporului evreu spre Canaan. În drumul acesta dăm de tot felul de necazuri. Avem problemă cu pâinea, avem problemă cu apa, avem probleme cu dușmanii, avem probleme cu ispitele de toate felurile. În 1 Corinteni, capitolul 10, Apostolul Pavel ne dă cel puțin 10 ispite mari prin care poporul acesta a trecut înainte să ajungă în Canaan. Moise a fost chemat de Dumnezeu să conducă pe poporul sfânt spre țara promisă și când m-a sunat fratele Nelu să-mi spună că subiectul dumneavoastră este despre slujire, tot m-am gândit care ar fi cel mai bun subiect și m-am gândit că Moise ar fi un exemplu extraordinar a unui om care a fost chemat în slujire și care a slujit lui Dumnezeu și poporului lui Dumnezeu probabil în cea mai grea perioadă, perioada de formare a acestei națiuni. Viața lui Moise, spune cineva, se împarte în trei părți foarte mari. Primii 40 de ani, Moise a crezut că este cineva. Dumnezeu, când vrea să folosească pe cineva, nu? Are cu el un plan greu de dezvățat. Când ajungi să nu mai fii somebody, ci ajungi să fii nobody. Te trimite la oi, te trimite la munte, te izolează de lume. Cine știe ce lecție îți dă Dumnezeu până te scapă de tine însuți, practic. Și următorii 40 de ani din viața lui Moise sunt 40 de ani în care el crede că nu-i nimica, nu mai e nimic. Ei, Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Și Dumnezeu se poate folosi oamenii care sunt nimic, care sunt nobody. Dumnezeu l-a chemat exact în perioada aceasta, după 40 de ani de pustiu, de păscut oi, de vorbit numai cu măgarul. Nici înainte n-a vorbit el prea bine, spune Sfânta Scriptură că s-a născut cu un defect de vorbire. Dar după 40 de ani ce vorbești numai cu măgarul și cu oile, e clar că nu mai știi să vorbești cu oamenii. Veți vedea că în sfârșit, când Dumnezeu îl cheamă pe Moise, el comentează exact acest aspect. Spune, Doamne, acum ți-a venit să mă chemi. Acum, când nici nu mai știu să vorbesc, când nu mai am calitățile care le-am avut, e bine, Dumnezeu l-a folosit și ultimii 40 de ani din viața lui Moise este o demonstrație ce poate să facă Dumnezeu cu nobody, cu cineva care nu e nimic. Este o demonstrație a ceea ce Dumnezeu poate să facă cu un om zdrobit. În această seară vom discuta la început despre întâlnirea pe care Dumnezeu a avut-o cu Moise. De fapt, viața noastră de slujire începe în ziua în care vom avea o întâlnire reală cu Dumnezeu, personală. Când, dincolo de religia noastră, dincolo de obiceiurile noastre, într-o zi vom sta față în față cu Dumnezeu și vom auzi chemarea lui Dumnezeu și trimiterea lui în lucrare. Se spune în Exodul, capitolul 3, versetele 1 la 3, că într-o zi Moise păștea turma socrului său Ietro, preotul Madianului,
Odată a mânat turma până dincolo de pustiu și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Să știți că Dumnezeu este specializat, așa cum spuneam, în lucrarea sa cu oamenii zdrobiți. Ca să se poată folosi de cineva, Dumnezeu zdrobește personalitatea aceea. Îl știm bine pe Avram, mincinosul, nu? Ajunge prietenul lui Dumnezeu. O, n-a spus minciuni mari, nu m-a spus că nevastă să-i soră sau. Nu-i mare lucru, nu-i așa. Dar Dumnezeu l-a luat de prieten pe omul ăsta. E adevărat, după ce l-a trecut prin niște experiențe deosebite. Iacov, care înseamnă și înșelătorul, nu? Șmecherul care se descurcă, descurcărețul, devine Israel, prințul lui Dumnezeu. Găsim apoi pe Rahav, care este o prostituată, ajunge în linia mesianică. Aproape nu ne vine să credem cum Dumnezeu se poate folosi de asemenea oameni, că noi am exclude din biserică right away. Am scăpat repede de ei. Petru, care s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos, ține prima lui predică, prima predică după Rusalii, după cinzecime, nu e așa? Devine protos, primul dintre apostoli, reprezentantul, liderul, dacă vreți, grupului apostolic. Apoi Moise, cel zdrobit și bâlbâit, nu? Conduce 2 milioane de oameni spre libertate. Noi avem așa o imagine foarte greșită, că Dumnezeu se poate folosi numai de oameni perfecți, nu? Oameni desăvârșiți, care n-au nicio greșeală, niciun păcat. Să știți că oameni desăvârșiți nu prea există în lumea noastră. Fiecare om are greșelile și păcatele lui. Toți arătăm bine de la distanță, nu? Dar cum ne apropiem, descoperim că fiecare avem câte vreun defect, nu? Dumnezeu se folosește de oamenii care El i-a creat și este capabil să ne ajute să trecem peste neputințele și defectele noastre ale fiecăruia. Vreau să vă spun că inițiativa lui Dumnezeu de a se întâlni cu Moise îi aparține în exclusivitate. Nu veți găsi nicăieri că Moise s-a dus într-o zi foarte departe cu oile și ce s-a gândit? Hai să se roage lui Dumnezeu acum, nu? Poate Domnul se îndură de el și îl scapă de oile astea, Domnule, și mai ales de măgarea aia și de socru. Nu? Și aduce aminte că el a fost cândva cineva, a fost general, nu? Și toți dintre noi care am fost cineva într-o zi, ne apucă nostalgia celor vremuri glorioase și începe să ne rugăm lui Dumnezeu să ne scape de situația asta imposibilă în care ne găsim. Nu așa s-a întâmplat. Cred că Moise s-a uitat complet și de Egipt și de toate experiențele sale și a fost inițiativa lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să se întâlnească cu Moise. Nu Moise a provocat o întâlnire cu Dumnezeu. Foarte mulți dintre noi credem că e datoria noastră să provocăm cumva o întâlnire cu Dumnezeu. Să știți că este inițiativa Lui. El este Dumnezeu care se revelează, se descopere. Știți că noi n-am putea ști nimica despre Dumnezeu dacă El nu ne-ar descoperi și nu s-ar fi revelat. Cu mintea noastră nu l-am fi descoperit pe Dumnezeu niciodată. Dar a fost inițiativa lui Dumnezeu. Din partea lui Moise a fost însă ceva mai deosebit ca altă dată. S-a dus mai departe ca de obicei. Cred că multe lucruri s-au schimbat în viața noastră și Dumnezeu ar vedea râvna noastră când ne-am duce un pic mai departe decât rutina care o facem permanent, nu? Dacă ne rugăm 5 minute, ce-ar fi să mărim minutele alea de rugăciune, că poate că se întâmplă ceva, nu?
Ce ar fi să ne ducem un pic mai departe în fiecare zi decât ne ducem noi ca de obicei? Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru pandemia asta, care m-a ajutat să încep să fiu disciplinat să citesc Biblia în fiecare zi. Sunt în al patrulea an acum. Am predicat mult și am încurajat și pe alții să citească Biblia. Și am citit și eu câteva luni de zile, așa, până prin martie, aprilie, când a venit căldura, am găsit altceva de lucru. Lucruri mai importante, bineînțeles. Ce-ar fi să te duci un pic mai departe? Dacă citești așa numai un capitol, ce-ar fi să citești două? Nu? Eu am hotărât 5, pentru că am zis, Doamne, mai se întâmplă ceva, eu știu, mă îmbolnăvesc și s-a întâmplat, sau ajung la spital, sau ajung într-un concediu în care nu am unde să citesc, de-aia citesc 5 capitole pe zi ca să termin Biblia într-un singur an. Dacă citiți 3, o puteți termina într-un an complet. Iată o distanță care am putea face ceva mai mult decât facem. Nu este așa? Ascultați-mă, dacă ne-am rugat mai mult, dacă am citit Biblia mai mult, s-ar întâmpla lucruri deosebite. Am întâlnit un om care m-a șocat prin faptul că publica 3 cărți în fiecare an, minimul 3 cărți pe an. Și toată lumea era șocată de el, pentru că zicea, cum reușești să publici cărți mari? Era un om deosebit. Acest om a spus, la vârsta de 14 ani, am hotărât să fac 3 lucruri în fiecare zi. Și m-am ținut de cuvânt. Și am citit ceva, câteva pagini de un autor, mi-am notat undeva ce-o scris și am pus într-un dosar. La ora actuală, zice el, am vreo 17.000 de dosare și acum e foarte ușor să scriu o carte, că le pun la oaltă câteva și gata cartea. Dacă noi am face ceva puțin și în fiecare zi, am ajunge foarte departe. Știți că dacă am studia în fiecare zi un subiect timp de o singură oră pe zi, după 3 ani am fi experți la nivel de doctorat în domeniul respectiv? Dar nu facem. Nu ne ducem un pic mai departe. Suntem obișnuiți cu rutina asta de fiecare zi, ne ducem cu oile până la dealul ăla. Nu? Au oile de mâncat, n-au, dar noi până la dealul ăla. Seara venim acasă. Ei, într-o zi Moise a zis, mergem dincolo de deal, ne mutăm dincolo. Mergem să vedem ce este dincolo. Un al treilea lucru care găsim la Moise aici este sensibilitatea lui la miracol, la minune. Vede, thank you, Salvator, ești Salvatorul meu, noi ăștia din Arizona suntem cu apa după noi ca prunci cu biberonul. Moise este sensibil la lucrurile miraculoase. Acum, când citim în Biblie, Cornilescu a găsit cuvântul ăsta, rug. Și mulți dintre noi care nu, știm regionalisme, suficient de multe regionalisme, nu ne dăm seama exact despre ce e vorba, că pe unii fraze noștri au ars pe rug, nu? Unii oameni au fost arși pe rug. Și atunci, dintr-o dată, asociem rugul acela cu rugul lui Moise. Era un tufiș, ăsta este de fapt un buș. Nu George, dar era buș. Era un buș care ardea, care era în flăcări, nu? Era un buș, un tufiș în flăcări. Mare lucru, nu? În anumite zone din Statele Unite există un arbust care în toamna se face roșu ca focul. Și spune exact Burning Bush. Noi aveam la Chicago Burning Bush. Ei, Moise a văzut un
un tufiș în acesta care luase foc. Ardea, se uita la el, Moise, și a văzut că, domnule, în ciuda faptul că se arde, nu îi se întâmplă nimic la tufișul ăla. Înseamnă că e un foc foarte special, care el nu l-a mai văzut niciodată. Ar trebui să ne cultivăm bunul obicei să vedem urmele lui Dumnezeu, să vedem prezența lui Dumnezeu, să vedem miracolul care ne înconjoară. Că altfel viața devine extrem de banală, extrem de banală. Ne trezim dimineața și vedem betoanele drumurilor, trotuarelor, a blocurilor și nu mai vedem minunățiile lui Dumnezeu. Noi ne minunăm grozav de mult pe palmieri, dar am și acasă niște palmieri, ai noștri nu seamănă cu a dumneavoastră și aproape că sunt fericit, pentru că ieri când veneam spre hotel, a căzut o nucă din aia mare foarte aproape de mine. Și mă gândeam că dacă mi-ar fi căzut în cap, nu? Degeaba aș fi spus eu cuiva că mi-a căzut o nucă în cap, că toată lumea credea că nu s-a întâmplat mare lucru, nu? Dar una din asta când pică, ești la spital. E bine, dar ar trebui să vezi miracolul naturii care ne înconjoară. Noi am descoperit într-un fel lumea animalelor împreună cu soția mea după ce am avut un cățel aproape 12 ani. Când a plecat, am fost în doliu și încă și acum mai suferim și ne aducem aminte de el, nu? Dar dintr-o dată ni s-a deschis ochii spre o altă lume pe care noi am ignorat-o. Pur și simplu am ignorat-o. Ce câini americane ăștia cu câini? Dar animalul ăsta era, reprezenta o lume pe care noi am ignorat-o. Acum nu mai îmi dau, nu mai am curaj să mai cumpăr unul, că nu mai rab să mai sufăr încă o dată să mai moară, mai bine nu-l mai am. Dar acum am descoperit că pot să-l înlocuiesc pe Charlie, că așa îl chema, cu păsări. Cumpăr câte un sac de ăla de semințe și de vreo 20-30 de pounds și le dau de mâncare la păsări în fiecare dimineață. Am 40-50 de turturele care vin la masă la mine și mă așteaptă în fața ușii în fiecare zi. Acum săracele s-au fi dus la furat prin vecini că n-am fost acasă. Dar să vezi minunea asta lui Dumnezeu, nici n-am știut câte soiuri de turturele sunt, acum le știu, n-am treabă cu ele. Este una care îi spunem socra. E rea, le bate pe toate care apar. Dar ar trebui să ne cultivăm sensibilitatea asta, să vedem miracolul, să vedem minunile pe care le face Dumnezeu. Ele sunt pretutindeni, sunt atâtea flori frumoase și plante fantastice, animale extraordinare. Dumnezeu a făcut o lume fabuloasă. Și ar trebui să vedem miracolul și să ne bucurăm de treaba asta. Mergeam spre biserică cu nepoțelul nostru și ăsta, știți cum îți copii, boring, it's boring. Și m-a enervat cuvântul ăsta, întotdeauna m-a enervat și am zis, bă băiete, dacă nu vrei să te plictisești, uite-te pe geam, domnule, uite-te pe geam de mașină. La noi când vine primăvara, înfloresc aproape toți pomii galbeni. Toată Arizona e galbenă, ca aurul. Și zic, uite-te, domne, ce fantastic sunt pomii aia. Dacă stai aici cu ochii la podelele mașinii, sigur că e boring. Uite-te pe geam, domnule, nu? De ce ne plictisim că nu ne deschidem ochii să vedem minunile lui Dumnezeu? Ei, spuneam că Dumnezeu are inițiativa și El vorbește. Cred că am nevoie de ajutor. Dumnezeu vorbește oamenilor așa cum a vorbit lui Moise, probabil bateriile din... Okay. Dumnezeu vorbește oamenilor pentru a zidi relații, în primul rând.
Domnul a văzut că el se întoarce să vadă, deci l-a văzut că Moise se întoarce, este curios, este sensibil la miracol și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis: Moise, Moise, el a răspuns: iată-mă. Deci, în primul rând, Dumnezeu vorbește oamenilor pentru a stabili relații cu oamenii. Dumnezeu vorbește oamenilor obișnuiți, oamenilor de toate felurile, dacă vreți, de toate culorile, în zile obișnuite și în diferite feluri. Iată ce spune Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, observați proroci, în multe rânduri și multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor a tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile. Dumnezeu vorbește oamenilor obișnuiți. Dumnezeu vorbește astăzi prin Duhul Sfânt. Atunci când ne rugăm prin rugăciune, prin darurile Duhului Sfânt, prin Scriptură, prin biserică, prin circumstanțe, dacă vreți, prin uși închise, uși deschise. Dar Dumnezeu vorbește. Este vai și amar de creștinul acela care trage concluzia că Dumnezeu nu mai vorbește astăzi și el e lăsat să facă ce vrea el. Iată ce spunea cineva și mi-a plăcut foarte mult citatul, zice: când creștinii nu știu când le vorbește Dumnezeu, ei au o problemă gravă în însăși esența creștinismului lor. Acum aici vreau să fac o paranteză și să vă atenționez că unul dintre păcatele frecvente pe care le facem noi pentecostalii este că imediat apelăm la Domnul ne-a vorbit, nu? Imediat folosim numele lui Dumnezeu să ne realizăm o anumită agendă pe care noi avem. Știți că unul dintre păcatele interzise chiar prin cele 10 porunci este să nu iei numele Domnului în deșert, nu? Eu sunt aproape îngrozit pentru că aud așa de des pe frați: Domnul mi-a pus pe inimă. Oare să fie adevărat? Cum ți-a pus pe inimă treaba asta? Nu cumva e ideea ta și o pui pe seama Domnului? Domnul m-a îndemnat, Domnul mi-a vorbit, Domnul m-a... Ar trebui să avem mare grijă de chestiunea asta, pentru că mai degrabă putem păcătui luând numele Domnului în deșert, dar nici pe partea cealaltă să nu mai credem că Domnul mai vorbește și astăzi, nu? El ne vorbește și astăzi. Avem fiecare dintre noi experiențe în care Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod absolut șocant. Eram cu soția în România, treceam ca și păstor printr-o perioadă foarte grea din viața mea. Era un grup de frați care se adunau și scriau scrisori denigratoare împotriva mea, soției, copiilor și le trimiteau la toată lumea din oraș, și nu numai în oraș, și în alte orașe. 25 de asemenea scrisori. Acum nu le mai citeam pentru că știam ce conțin și știam că nu mai dorm vreo 2-3 nopți după ce citeam batjocurile și chiar înjurăturile și blestemele pe care le scriau acești frați, caricaturile lor. Și ce am făcut? Am adunat toată biserica să facem o rugăciune, să ne rugăm Domnului să stopeze Dumnezeu nenorocirea asta care era, pentru că toată biserica suferea. Ei, în câteva săptămâni, Domnul mi l-a dat pe mână pe omul care scria scrisorile. Mi-a promis că nu mai scrie, se lasă. După ce l-am obligat într-un fel ca în fața bisericii să ceară iertare pentru că ne-a rănit pe toți, a negat total, categoric, că nu a făcut așa ceva, m-a făcut mincinos că eu sunt ăla care îi scornesc lui asemenea lucruri.
Și m-am trezit cu o scrisoare de la un avocat, că o să fiu dat în tribunal pentru expunerea publică acestui om. Eram în România la o biserică și când se termina serviciu, la o biserică mare, nu am să spun orașul, dar o biserică mare, peste 1000 de oameni în sală, a strigat cineva din sală: ascultă pe Trică Lascău. Deci nici o altă formă decât direct pe numele meu. Zice, e un om acolo la voi care are Duhul lui Iuda în el. Și m-am săturat și eu de el și iau viața. A, Doamne Iisuse! S-a terminat biserica, nu m-a așteptat nimeni să vorbească cu mine nimic, am plecat acasă, am și uitat de prorocie asta. Dar când am ajuns în oraș, am sunat pe cineva din biserică să văd ce mai nou până veneau bagajele. Și mi-a spus, zice, n-ai auzit că a murit? Și mi-a spus numele lui ăsta. Am înghețat. Păi, cum a murit? Zice, în mașină mergea la scris altă scrisoare cu prietenii lui, a tras pe dreapta cu piciorul pe frână, a făcut hard attack și a murit. Culmea e că mie mi-a zis personal, zice, mă, vezi că am toate analizele bune, mă lupt cu tine până la venirea Domnului. Eu am zis, eu nu am toate analizele bune, nu vreau să mă lupt mai tare, dar am impresia că te lupți cu cineva mult mai tare decât crezi. Fiecare dintre noi avem asemenea intervenții divine când Dumnezeu ne-a vorbit într-un mod absolut 100% clar. Dar n-ar trebui să facem din asta, nu știu, un lucru așa de apucat, tot timpul ne vorbește Domnul, îi umilim pe ceilalți, facem paradă de spiritualitate cu asta, nu? De aceea să avem grijă când folosim numele lui Dumnezeu în asemenea afirmații. În al doilea rând, oamenii știu când le vorbește Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu stârnește reverență în noi atunci când ne vorbește El. Dumnezeu i-a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Deci, prima dată Dumnezeu ne vorbește să stabilească o relație cu noi, ne vorbește apoi în așa fel ca să strânească reverență, respect față de El. Moise s-a descălțat imediat în fața lui Dumnezeu, locul era sfânt. Când vorbește Dumnezeu, întotdeauna El strânește respect, reverență și închinare. Închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și prin muzică în biserică ar trebui să răspândească această reverență față de Dumnezeu, respect față de Dumnezeu. Strânește frică de Domnul atunci când El ne vorbește. Și întotdeauna vorbirea Lui produce schimbare, schimbarea atitudinii noastre. Nu. Dacă biserica Domnului de astăzi are nevoie de ceva, ar avea nevoie de o asemenea vorbire care vine de la Dumnezeu să stârnească respect și reverență și închinare. Cineva a spus că cel mai mare lucru când venim la biserică este să recunoaștem că Dumnezeu e acolo. Și atunci ne vom purta foarte diferit unul față de celălalt. A venit cineva, nu spun unde și cum, că am dușmani peste tot, dar a venit la mine cineva să-mi spună că, uite, ei s-au adunat niște prieteni la oaltă și zice, frate, am păcătuit grosolan, fratele ăsta care ne-a invitat, zice, la el acasă, nu numai că ne-a dat de mâncare și de băut, dar a închiriat o casetă cu filme pornografice. Să se bucure, frații, nu? M-am simțit responsabil ca păstor să-l chem pe omul ăsta la birou și să-l iau la întrebări. Șocul meu pe care n-am să-l uit niciodată a fost răspunsul lui. Zice, frate, pentru că mă întrebi aici în biserică, recunosc că așa e. Dar dacă mă întrebai afară, nu recunoșteam.
mai avea ceva bun omul ăsta în el, că se temea că în biserică e Domnul. Nu? E loc sfânt biserica aia. Nu? Tot în zilele acelea au venit niște femei la biserică necredincioase. Erau de la universitate din Chicago, veniseră să vadă comunitatea noastră și m-au așteptat la urmă. Și una dintre ele mi-a spus: domnul pastor, zice, mi-a plăcut foarte mult la voi la biserică, cum cântați, cum predici dumneatale, zice, dar aici sunt oameni care n-au nicio frică de Dumnezeu. Pe cum așa, doamnă? Cine sunt? Păi zice, au fost în spatele meu niște frați de-ai voștri care tot timpul au bârfit, te-au vorbit și pe matale de rău, zice, au râs, au spus glume. Wow! Ce oameni ăia n-au niciun fel de Dumnezeu. Și e îngrozitor să vină cineva care, mă rog, nu vine la biserică, să-i găsească pe ai tăi care vin la biserică, care nu se tem de Dumnezeu în biserică. Ei, când Dumnezeu vorbește, El dezvoltă în noi acest respect, reverență, care duce la închinare, de fapt, închinare adevărată înaintea Domnului. Când ne vorbește Dumnezeu, sunt câteva greșeli comune pe care le facem din firea noastră pământească. În primul rând, plecăm înainte de a fi trimiși de El. Domnul ne-a vorbit, dar cine știe ce ne-a fi spus, dar deja ne simțim trimiși de Domnul și bântuie bisericile noastre tot felul de frați care ne povestesc ce experiențe au avut ei cu Domnul. Dar eu nu cred că Domnul i-a trimis să spună și la alții. Ba a visat el ceva, ba cine știe. Eu am cunoscut aici în America pe un tip care zice că a fost în iad, l-a lăsat Dumnezeu, l-a dus prin ea să vadă cât iadul de urât. Dar nu s-a speriat nenorocitul de el, că ne-a povestit ani de zile cum e iad. Prima dată ne-a spus că a fost numai câteva minute, pe urmă a fost câteva ore și după câțiva ani a fost deja mai mult de 24 de ore prin iad și știa totul despre iad. Oameni care pleacă fără să fie trimiși de Dumnezeu. O altă greșeală care o facem este că imediat când eșuăm în ceva, în ceea ce ne-a trimis Dumnezeu, ne retragem, ne dăm bătuți. Ei, dacă cineva crede că atunci când Dumnezeu te trimite, toată lumea te primește cu aplauze, cu flori, cu felicitări, toată lumea se bucură de treaba asta, e o mare naivitate, să știți. Domnul nu își trimite oile sale la concurs de frumusețe, nu? Trimite oile la lupi, ok? Și o să sfârșești ori la breakfast, ori la lunch, ori la dinner, în colții lupilor. Domnul te trimite la greu, nu la ușor. Nu? Corăbile Domnului nu sunt niște corăbii de alea care sunt trimise pe mare, așa ca și cruzurile, nu? Să vezi lumea. Ele luptă cu furtunile. Cineva a zis că vehiculele Domnului nu sunt deloc limuzine, ci trocuri din alea mari de transport greu. Și nu e ușoară călătoria. O altă greșeală frecventă este că ne opunem când ne cheamă Domnul, pentru că probabil suntem foarte conștienți de colții lupilor și unde o să ajungem și ce o să ni se întâmple. Unul dintre necazurile mele, când unul dintre băieții mei mi-a spus că se duce la Cleveland să studieze teologia, să ajungă pastor, m-am dus într-o cameră și am plâns, pentru că știam ce-l așteaptă. Acum, binecuvântare e că s-a dus la american și ăștia-s mai de treabă decât noi românii. În al treilea rând, când Dumnezeu vorbește, oamenii înțeleg. Dumnezeu ne dă revelații atunci când El ne vorbește.
Dumnezeu a zis, și am să citez din Exod, capitolul 3, 7 la 10, Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina supritorilor lui, căci cunosc durerile. M-am coborât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere, și anume, în locuri pe care le locuiesc cananiții, hetiții, amoriții, fereziții, heviții și ebusiții. Iată că strigătele israeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Asta este, de fapt, revelația pe care Dumnezeu i-o dă lui Moise. Știu ce se petrece. Am nevoie de tine acum, pentru că am un plan măreț. Aici ar vrea să adaug câteva comentarii. Dumnezeu cunoaște foarte bine condițiile poporului său. În discursul lui Dumnezeu sunt două evenimente, eliberarea și intrarea în Canaan. Moise se chema doar pentru primul. Te chem să-i scoți. Și Moise ar fi trebuit să noteze treaba asta, pentru că el, într-adevăr, nu i-a băgat în Canaan, ci a fost Iosua cel care a făcut asta. Dar sunt două promisiuni mari. Dumnezeu va participa personal la toată chestiunea asta și Moise se va întoarce în același loc și se va închina. Deci în același loc unde arde rugul aprins, Moise va ajunge din nou aici și aici se va închina cu poporul eliberat în călătoria spre țara promisă. Din păcate însă, în fața acestei provocări, în fața acestei chemări, Moise are o listă întreagă de scuze. Și o să petrecem câteva minute analizând scuzele astea lui Moise, pentru că astea sunt de obicei și scuzele noastre, scuzele mele, ale dumneatale, când Domnul ne cheamă să facem ceva. Imediat găsim o scuză. În Exod, capitolul 3, versetul 11, Moise spune, cine sunt eu? Who I am? Cine sunt eu? Nu mai sunt nimeni. Am fost cineva, nu? Am fost fiul fiicei lui Faraon, am fost general, am participat cu armatele lui Faraon la cuceriri de teritorii în afara țării. Am cunoscut toate știința Egiptului, nu? Am avut toate hărțile militare, toate secretele Egiptului erau în mâna mea, nu? Acum, cine mai sunt eu? Ce ai nevoie de ciobanul ăsta? Nu mai sunt omul potrivit. Este o lipsă de respect de sine major la Moise. El își va cuceri din nou respectul de sine după experiențele pe care le va avea cu Dumnezeu mai târziu, dar în etapa aceasta el nu mai are respect de sine absolut deloc. El nu se vede în stare să facă nimic altceva decât să scoată niște oi la pășune și să le ducă înapoi. Eventual să le mulgă și să dea raport la socru câte le mânca lupul și câte mai sunt pe tarla. Mulți dintre noi credem că Dumnezeu se poate folosi numai de oameni mari, nu? Numai de oameni instruiți, intelectuali, oameni talentați, cu anumite inclinații naturale, nu? Nu de noi. Și această lipsă a respectului de sine ne face să stăm în continuare pe banca noastră și să nu facem nimic, ceea ce e mare păcat. Să știți că Dumnezeu transformă oameni, schimbă oameni. Când Dumnezeu te trimite undeva, nu te trimite pe cheltuiala ta, pe resursele tale personale, nu? Trebuie să contezi pe resursele Lui. O a doua scuză pe care o folosește Moise, zice, Doamne, n-am niciun mesaj. Ce să le spun eu la ăștia? Nu am niciun mesaj. Nu știu ce să le spun. N-am niciun fel de mesaj.
O să mă respingă, o să râdă de mine, nu? Nu o să mă creadă. De fapt, ăsta e al treilea formulare, zice, nu o să mă creadă, nu o să mă creadă. În primul rând zice, ce să le spun? Ba mai mult îl întreabă pe Dumnezeu, dar bine, bine, în numele cui mă voi duce? Ce să le spun? Cine mă trimite? Cine ești tu practic, Doamne? Și aici Dumnezeu folosește pentru prima dată numele Lui cel foarte special, Eu sunt Cel ce sunt, Cel ce exist. Du-te, spune-le că ai venit în numele meu. Nu am un mesaj. O lume plină de oameni care au mesaje și noi suntem umiliți în fața lor. Nu? L-auzi pe Luigi Mițoi, auleu, drum mare până ajungem noi la șireturile pantofilor lui. Probabil că așa este dacă nu te gândești la Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu are de-a face nimic cu chemarea ta. Dar dacă Dumnezeu este implicat în chemarea ta, s-ar putea să faci un job mult mai bun decât oamenii cu care te compari, dacă într-adevăr asculți de Dumnezeu și te duci unde te trimite Dumnezeu, faci ceea ce îți cere Dumnezeu. N-au să mă creadă. Este atâta nesiguranță la Moise. Nu o să mă bage în seamă. Și atunci Domnul îi dă trei semne. Dumnezeu îi dă trei semne. Toiagul se preface în șarpe, nu? Mâna băgată în sân se acopere cu lepră, când o băgă înapoi se vindecă și apa se transformă în sânge. Trei semne speciale ca oamenii să-L creadă. Foarte interesant suntem noi. Noi ne chinuim foarte mult pentru prestigiul nostru, pentru numele nostru, nu? N-au să mă creadă pe mine, Domnule, ce o să mi se întâmple, nu? O să creadă ceva negativ despre mine. Vorbește cuvântul lui Dumnezeu și nu-ți fă probleme de, eu știu, frica de ridicol sau de respingere, nu? Veneam la Arad după ce am terminat școala și am fost repartizat la Arad și în gara la Arad, întotdeauna, pe vremea lui Ceaușescu, era o femeie care predica Evanghelia Domnului în sala mare, la toată lumea, în gura mare, puternic, chema la mântuire oameni. Noi, care ne temeam de securitate, de miliție, de, eu știu, de partid, nu? Mergeam repede să nu bănuiască cineva că noi suntem de-a lua asta, cumva. Sau să ne cunoască. Au, pacea Domnului, frate! Dar femeia asta vestea cuvântul lui Dumnezeu și nu se temea că nu o să o creadă. Și nu o credeau, probabil. Au venit milița și au arestat-o de nu știu câte ori. Dar când scăpa, iară se ducea să predice Evanghelia. Dar noi avem așa o frică de prestigiul nostru, numele nostru, eu știu, cum arătăm noi în societate. În vremea lui Ceaușescu, într-o sâmbătă, împreună cu soția, ne-am dus la Felix, la băi. Reumatismele aveau nevoie de apă caldă. Ne-am dus la băile Felix și cum am intrat la strand, strandul acela acoperit, am auzit din capătul celălalt, pacea Domnului, frate Petrică! Aleluia! Aoleu! Toată lumea s-a uitat la mine. Eu am început să roșesc până n-am intrat în apa aia rece, în apa aia caldă. Zice, vino repede, frate, că e un baptist aici care nu crede în vorbirea în alte limbi. Zice, frate, îneacă-l, bagă la fund și îneacă-l. Termină-l pe ăsta. Ne-am făcut bagajele și am plecat repede de acolo, că deja intram în trouble foarte mare.
Eu nu cred că la asta ne cheamă Domnul, la asemenea vestire a Evangheliei. Prins pe unul care nu crede ca tine, nu, pe ăsta acum, nu? La Oradea, la o biserică, unde am un prieten bun păstor, îmi povestea că are un frate care mergea la bisericile baptiste din oraș. Și vorbea în alte limbi, puternic de tot. Și zicea, frate, m-am dus și am dat cu limbile pe ei. Nu mă mir că frații baptiști au asemenea păreri despre pentecostali, nu? Dai cu limbile pe ei. Alt argument pe care îl are Moise, zice, Doamne, nu sunt elocvent. Nu mă știu exprima. Am un defect de vorbire, sunt complexat de chestia asta. Am vorbit numai cu măgarul și cu oile 40 de ani, nu mai știu vorbi cu oamenii. Nu mai știu să leg fraze frumoase una lângă cealaltă, nu? Nu mai sunt elocvent, deloc. Foarte interesant, aici Domnul s-a supărat pe el și zice, dar Moise, cine a făcut, Domnule, limba asta și urechile oamenilor, nu? Nu eu? Nu crezi că aș putea umbla la limba asta ta încălcită să o îndreptăm? Nu, Doamne, trimite pe altă, trimite pe cine vrei. Na bun, zice Domnul, atunci îți dau pe Aron, pe frate tău, să fie limba ta, dacă tu nu vrei să o repar pe a ta, nu? Și Moise se trezește dintr-o dată cu un ajutor, care nu întotdeauna a fost de ajutor, nu? Știți bine ce s-a întâmplat cu fratele Aron, nu? Moise este pe munte, stă de vorbă cu Dumnezeu, primește tablele legii, nu? Și Aron ascultă la poporul, ce vreau frații? Vreau frații, face un sondaj de opinie, ce vor frații? Și frații aveau nevoie de un Dumnezeu pe care să-L vadă, Domnule, nu unul de la care nu-L vezi. Și nici nu știm ce s-a făcut cu omul ăsta, Moise. A plecat, Domnule, și n-a mai venit pe munte și l-a luat nu-i mai. Și le-a făcut un vițel de aur. Spune Sfânta Scriptură că Moise l-a luat tare pe Aron și a zis, ce ai făcut? Păi zice, mi-au dat aur, l-am aruncat în foc și a ieșit vițelul ăsta, culmea. Mă, mincinosule, ai lucrat din greu cu dalta și cu ciocanul să creezi animalul ăsta sporcat, care ăsta e Dumnezeu care ne-a scos din țara Egiptului, poporule, nu? Coboară Moise din munte și aude larmă mare de tot. Război, nu? Da, de unde? Idoli. Idoli. Știți că oamenii dau foarte repede bani pentru idoli? Foarte repede. Nu, pentru biserică nu prea dau, pentru lucruri sfinte nu prea dau. Dar când e vorba de idoli, se deschid imediat toate portofelele și imediat. Femeile și-au dat cercei, domnule, culmea, și-au dat cercei din urechi. Doamnele de pe vremea aceea, pentru idolatrie să găsesc întotdeauna fonduri. Și ultimul argument al lui Moise este trimite pe altul. Caută pe altcineva, I'm not good. Nu mă duc, nu vreau, nu-mi place. E foarte tulburător că Dumnezeu s-a supărat tare pe Moise. Versetul 14 din Exodul 4 zice, atunci Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, nu-i oare acolo fratele tău Aron, levitul? Știu că el vorbește ușor, iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui și vă voi învăța ce aveți de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ține pentru el locul lui Dumnezeu. Ia în mână toiagul acesta cu care vei face semnele. Moise, de bună voie, nu? Și silit de Dumnezeu, pune mâna pe toiag și se duce.
Să știți că atunci când Dumnezeu ne cheamă în vreo lucrare, numai cei naivi sar repede. Cine este conștient totuși de adevăr și de complicațiile acestei lucrări, are reținerile lui și nu se grăbește așa tare. Vreau să închei cu niște afirmații. Acestea au fost scuzele. Întâlnirile cu Dumnezeu schimbă viața. Fii sigur însă întotdeauna că e vocea lui Dumnezeu când îți vorbește Dumnezeu. Verifică cu Scriptura. Ceea ce spune Dumnezeu se potrivește cu Scriptura. Ceea ce spune Dumnezeu confirmă Biserica lui Dumnezeu. Eu cunosc pe cineva care tot timpul îi vorbește Domnul, nu? Și în tot timpul Domnul îi vorbește să fie șef peste biserică, numai că nu îl vrea biserica. Și tot îi spun, mă, omule, dacă și așa vorbești cu Dumnezeu foarte des, spune să vorbească și biserici, să lămurească pe încăpățânații ăștia, că altfel nu știu ce se va alege. La Oradea era un ficior care a venit la mine să-mi spună că el are din partea Domnului, prin 7 proroci are, că trebuie să se căsătorească cu o fată din biserică. Și am întrebat, da, fata vrea? Ce nu vrea, frate? O să o bată Dumnezeu, o să vezi dumneavoastră ce se întâmplă. Ce o să se întâmple cu treaba asta? Și am zis, mă, băiatule, când Dumnezeu vorbește, așa, El vorbește la ambele capete. Okay? Și la capul tău și la capul ei. Capătul ei. Dacă ei nu i-a vorbit, înseamnă că aici sunt numai visele tale și ambițiile tale. Aș vrea să te pocăiești, să te lași de prostiile astea, că o să suferi inutil. A suferit mulți ani de zile până când fata s-a măritat cu altcineva și, pe urmă, i-a vorbit probabil Domnul să ia pe alta. Dar întotdeauna fii sigur că este vocea lui Dumnezeu. În al doilea rând, fii încrezător în puterea Domnului. Du-te împuternicit de El. Vei face lucruri mari, vei face lucruri deosebite. Lângă Oradea este un om absolut unic în România, aș spune eu, care a început să se ocupe de oameni săraci ai nimănui. Și fratele Pașca, la ora actuală, îngrijește, cred că are peste 100 de oameni ai nimănui în case pe care le-a cumpărat de-a lungul anilor din satul acela, le-a remodelat și a băgat pe oameni aceștia nimănui, de care nu se îngrijește statul român. Dacă l-ați ascultat pe omul ăsta, el trăiește numai prin credință. De fapt, așa și cheamă lucrarea lui, Domnul va purta de grijă. Și Domnul a purtat de grijă într-un mod absolut extraordinar. Mi-a povestit tot el că a fost undeva în Cluj și frații din Cluj au arătat un orfelinat și o casă de bătrâni nouă, superbă, cu câteva etaje, făcută fantastic. Și ăsta a întrebat, de unde ați primit banii ăștia? Zice, ne-am rugat Domnului. Să vedeți cum răspunde Dumnezeu. Niște frați din Germania au adunat saltele aruncate în stradă de nemți, așa, să ducă la casa asta de bătrâni din Cluj. Și au încărcat un camion întreg de saltele de alea vechi să le ducă la Cluj. Zice, când am pus una dintre saltele, mi s-a părut ceva ciudat la ea. Zice, am desfăcut-o și era plină de euro. Câteva sute de mii de euro erau băgați în saltea aia. Probabil ceva români pe acolo băga la strujac banii, cine știe, you never know. Dar Dumnezeu lucrează într-un mod uimitor atunci când te pui la dispoziția Lui, nu? Peștii au ruble în gură când te duci la pescuit, nu? Plătești taxele. Dumnezeu e un Dumnezeu al minunilor.
Și ar trebui să avem încredere în El. Când El îți vorbește, fii sigur că este vocea Lui și fii încrezător în puterea Sa. Ascultă și împlinește planul Său. Vreau să închei repetând trei afirmații care cred că le-am putea ține minte foarte ușor. Sunt acestea. La rugul aprins, Dumnezeu vorbește să stabilească relații, să stârnească reverență, respect în noi și să ne dea revelații, descoperiri noi. Țineți minte aceste trei cuvinte. Relații, reverență, revelații. Stabiliți o relație cu Domnul și stabiliți-o cât mai repede și faceți din ea cea mai importantă relație din viața voastră. Cred că mai este un minut, pot să spun și asta. Domnul a spus o pildă extraordinară când a îndemnat oamenii să stăruiască în rugăciune. Și a spus că un prieten s-a dus noaptea, după 12 noaptea, la un prieten să ceară trei pâini. Să ceară trei pâini. Și zice, dacă nu se va scula să-i dea că-i prieten, așa, îi va da pentru că îl bate la cap. Să știți că noi trebuie să stabilim o relație de prietenie cu Domnul ca să putem primi răspunsuri de la El. Și când El ne vorbește, atunci El vrea relația noastră cu El să devină mai profundă, să construiască respect, reverență în noi față de El și să ne dea noi descoperiri, noi revelații. Mulțumesc că ați fost foarte atenți și cu minți. De aceea vă mai dau un singur verset. În 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijină pe aceea a căror inimă este întreagă a Lui. Secretul este inima să fie întreagă a Domnului și atunci ochii Lui ne caută și ne găsesc. Stabilește o relație cu noi, ne impresionează să avem respect față de El și ne dă revelații și descoperiri. Vă mulțumesc pentru atenție și Domnul să vă binecuvânteze.